Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela Pono, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în Capricorn, etalare pentru decembrie 2020, în avans la mulți ani, pentru cei care observați ziua în decembrie. Energia generală pentru decembrie este 5 de pământ. Vă poate reprezenta pe voi în lipsă de, în lipsuri, în lipsuri. Și lipsurile astea vă creează o stare de, ia uite, parcă are și coarne, vă creează o stare de disconfort, vă intoxică, vă transformă în ceva ce nu vă reprezintă. În spate, interesantă cartea, este foarte interesantă. În spate este o ființă foarte delicată, în față o ființă jumate om, reptiliană, jumate om, jumate bestie. Lipsurile astea v-au transformat, v-au îndepărtat de esența voastră, lipsurile prin care treceți, prin care ați trecut în ultima vreme, niște lipsuri. Că vă lipsește partenerul ăsta pentru că apare Regina de Spade, care pentru în tarot înseamnă și o persoană divorțată sau văduvă sau care are niște principii mai dure. În fine, că vă lipsește partenerul, că vă lipsesc banii, că vă lipsește comunicarea cu sufletul, cu partea voastră aceea sensibilă, pentru că mulți capricorni au tendința, nu că n-ar fi sensibili, sunt foarte sensibili, au tendința să izoleze această latură umană și sensibilă, pentru că viața, situația, lipsurile, e un 5, da, lipsurile, i-a învățat să manifeste cornițele, gheruțele și mai puțin. Știu că vă veți supăra, dar trebuie să vedeți, să fiți sinceri. Mulți capricorni sunt, nu, acum eu vă povestesc, nu vă judec, pentru că eu am mulți prieteni capricorni pe care îi simpatizez și admir pentru capacitatea lor de muncă și de implicare în proiectele pe care le îmbrățișează. Dar multă lume acuză capricornii că se izolează prea mult în muncă, prea mult în construcția carierei și mai puțin în relații. E o chestiune, e o lipsă. Și interesant că aceste cărți arată și un as de spade. Aveți nevoie să descoperiți adevărul. Sper că această etalare să vă ajute sau alte etalări de pe acest canal, de pe alte canale, să vă ajute să descoperiți adevărul și adevărul este aici în spate, să vă descoperiți adevăratul eu. La capătul setului de cărți aveți un 6 de aer, semn de aer. 6 de aer care de obicei înseamnă detașare emoțională. Aici sunteți puși să alegeți cu sufletul între două direcții, între două ființe, ființa de întuneric și ființa de lumină, cum am spus mai devreme. Sau un alt personaj care vă ține într-o relație karmică, fiți atenți ce interesant, relație karmică, relație în care sângerați de atâtea sacrificii, trebuie să munciți, să luptați pentru carieră, pentru relația respectivă, pentru familie, pentru această structură, că Saturn înseamnă structură. Și că tot a venit și Saturn și Jupiter și Pluto acolo la voi, în căsuța voastră. Și uniunea cu voi înșivă, cu ființa voastră divină, cu latura voastră sensibilă sau cu jumătatea voastră, aceea care vă întregește, nu care vă însângerează. Aceea nu este jumătatea voastră, aceea este o relație karmică. Patru de pământ pentru mine reprezintă construcții karmice, construcții prea materiale și care ne îndepărtează, cum am zis mai devreme, de latura noastră spirituală. Deși știu foarte mulți capricorni cu o capacitate deosebită de a merge înspre spiritual, dar e nevoia asta de a alege. Trebuie să mediați, voi să fiți mediatorul vostru. Sau voi să vă puneți neutri și să alegeți între personajul care vă ține pe loc, pentru că trebuie să-i susțineți și pe ei și pe alții și pe voi în această relație. Uitați-vă cum sângerați, uitați-vă cum curge sânge. Și personajul în care aveți parte de uniunea celor două elemente, masculin și feminin, aveți parte de transformare, de creștere, ce frumos. Amândouă personajele puternice, da? Dar diferite. Trebuie să alegeți între lipsurile fizice și lipsurile spirituale, care sunt mai importante, că suntem la sfârșit de 2020 și urmează 2021, care e și mai greu. Și ne punem postura să alegem.
Și dacă nu putem să alegem în viața personală, cum putem să alegem în provocările care vin dinspre sistem? La capătul setului de cărți, Regina de Spade, aveți nevoie să comunicați. Posibil aveți un cineva cu marcaj în semn de aer și să mediați niște discuții. Și iar medierea asta să vă obosească când ați putea să vă concentrați pe armonia dintre voi. Sau, pur și simplu, armonia din viața voastră personală. Decepții, răni. Ar trebui spuse niște scuze, dar cine ar trebui să spună aceste scuze are niște conflicte. Iar Capricornul. Capricornul se luptă. Se luptă. Sper, aș vrea foarte mult să se lupte, să-și vindece dezamăgirile, problemele. Griji multe, detașați-vă de aceste griji. Ia uite, responsabilități, cum am zis, măi, dar ce cărți, nu-mi place, nu-mi place deloc, sper să se schimbe. Și totuși e un personaj în viața voastră. Acest valet de cupe chiar face o notă discordantă cu tot ce se vede aici, cu toate chinurile și leșinurile prin care treceți. E un personaj simpatic, suav, delicat, bărbat, femeie, nu contează, care vine cu o cupă de poezie, de artă, de frumusețe, de copilărie, de drăgălșenie. Mare grijă să nu-i dezamăgiți și pe ei din cauza că aveți în spate atâtea lupte și atâtea griji și vă luptați cu persoane care vă joacă pe la spate. În fine, sunt multe lucruri. Voi vi le știți mai bine. Nu cred că vă reprezintă pe voi acest vale de cupe. Cred că e altcineva. Și dacă cumva îi ignorați, tocmai pentru că vin într-un mod foarte delicat și nu vin intens, ar fi păcat. Ar fi păcat. Hai să mai amestecăm Capricorn. Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nord în Capricorn. Și știți că țin cu voi. 4 de monede, 6 de cupe, Regina de Spade. Justiția. Marele preot, era să zic, împăratul și-a venit împăratul și a doua oară când văd că a venit și la cărțile intime împăratul. Mai, mai, mai. Cavalerul de monede, cavalerul de bâte, în sfârșit un cavaler mai iute și steaua. Ce frumos! Ce frumos! Cred că acest cavaler de bâte ar putea să fie valetul de cupe pe care l-am văzut mai devreme, că, pentru că e sub 6 de cupe. La capătul setului de cărți, turnul. Într-un mod trăsnet apare dragostea. Uap, uap, uap. Oh, și regele de cupe, măi, măi. Va trăsni dragostea, măi, capricornilor, pe unii dintre voi. Și toată construcția asta voastră materială, cariera, profesia, totul va da peste cap, întreaga construcție. V-ați concentrat foarte mult pe această latură. Unii dintre voi, majoritatea, să fim serioși, majoritatea. Am zis mai devreme, eu țin cu Capricornii pentru că am descoperit ființe foarte frumoase în această zodie. Asta e norocul meu sau știu eu să descoper acele zone frumoase din fiecare om. Însă, iar apare 5 de monede. Această dragoste vine cu multe sacrificii. Sunteți conștienți că trebuie să stați în cap ca să primiți iluminarea, pentru că dacă vreți să manifestați această dragoste adevărată, fără divinitate nu se poate. Fără această latură subtilă și fină a voastră și a ființei care zace în voi și pe care adesea ați anulat-o pentru construcțiile despre care am vorbit, aveți nevoie de iluminare, de conectare la spiritualitate, că asta înseamnă 5 de monede, de conectare la spiritualitate. Cineva vine și vă ajută să vă transformați moartea și renașterea. Din personajul acela super concentrat pe carieră, da. Familist, eventual tradițional, whatever. Cineva cu marcaj eventual în semn de apă, pești am văzut, rac am văzut, scorpion am văzut, dar nu contează, poate are planete. Vine acest trăsnet. Dragostea asta vine ca un trăsnet
Dar vă cheamă și la vindecare și vă cheamă, vă învață, în primul rând, să vă iubiți pentru că voi ce ați făcut, dragii, de voi. Și am două personaje foarte apropiate, cele mai apropiate din viața mea, care știu că s-au concentrat foarte mult pe carieră. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu aceste personaje Zodia Capricornului, îmi spun, Ela, cu tine regăsesc această latură. Cu tine regăsesc. Nu neapărat, bine, acum nu vreau eu să zic, vai, cine sunt eu. Spun că doar în preajma anumitor persoane reușiți să fiți vulnerabili. Personajul ăsta este timid, este îndurerat. Din aceste motive v-ați concentrat pe ce am zis mai devreme. În trecut, 4 de monede, 6 de cupe și regina de spade. Aveți o prietenie la care țineți foarte mult, despre care ar trebui să discutați. Despre care ar trebui să discutați. Pentru unii posibil să fie un personaj. Pentru unii ar putea să fie un personaj din copilărie cu care ați crescut, față de care vă simțiți stabili. Nu contează zodia. Însă, apare această regină de spade, foarte interesant. Foarte interesant. Regina de spade își dorește adevărul, trebuie să comunice în adevăr în varianta ei superioară, dar uneori nu comunică atât de plăcut așa cum am vrea noi. Este mai dură în felul în care își exprimă ideile. În general, vrea să aibă dreptate sau să demonstreze dreptatea și felul în care gândește. În prezent aveți justiția, marele preot și împăratul. Niște arcane foarte puternice și stea urmează. E o situație care ține de un contract. Justiția vorbește de contracte de oficialități, contracte spirituale, contracte, nu neapărat spirituale, tot contracte vorbește și marele preot. Ambiții imense transmite și împăratul. E o căsătorie în care cineva încearcă să se impună sau o relație în care cineva încearcă să se impună. Dacă inițial a fost o relație frumoasă, sensibilă, între timp cineva a început să se impună cu forța. Da, să zicem că aveți pe cineva cu marcaj în balanță pentru unii sau un alt semn de aer, marcaj în taur și marcaj în iar taur sau berbec. La modul simplu. Însă ce este foarte important, că tot vorbeam de sfârșit de secol, de 2020, central este Marele Preot. Am zis, descoperiți-vă esența divină, descoperiți latura voastră spirituală și numai așa puteți să faceți justiție în viața voastră și să vă găsiți echilibru și controlul, doar prin această verticalitate, nu prin nevoia de material, nevoia de carieră. Nu prin căsătorii sau alianțe, știți, de interes. Pentru că, din păcate, asta e. Mulți capricorni sunt judecați că fac astfel de alianțe. Mulți, nu zic că toți. În viitor aveți cavalerul de monede, cavalerul de băte și steaua. Sunteți voi aici care vă mișcați greu în această construcție practică, terestră, pământeană. În această construcție vă mișcați foarte greu. Și totuși vine cineva cu
O altfel de energie, o energie care inspiră, care vă cheamă la aventură. Acest personaj, pe lângă această energie și atractivitate și sexualitate pe care voi o simțiți, aduce și vindecare și vă aduce mai aproape de destinul vostru. Vă cheamă la un nou destin, dar cineva, uite, poartă în spate o stea. Nu doar bătă, nu doar curajul, nu doar îndrăzneala de a explora noi zone. Poartă în pelerina sa o stea. Și ce frumos că după aceea apare 3 de bâte și asul de bâte. Iar cineva care vine de la, sau cu care vă întâlniți la distanță, cu care, sau și chiar dacă nu-i distanță, cu care începe să sperați și 3 de bâte și stau vorbesc despre speranță. Cineva care va aduce o sclipire de, va aduce idei sclipitoare, de, o sclipire de creativitate, de îndrăzneală, de noutate. După ce și acum, în prezent, e o luptă de forță. Sunt 3 personaje foarte puternice. Justiția, religia și sistemul și banii, să zicem. Legea, hai să simplific un pic ca să înțelegeți. Banii, regulile spirituale, sau mai bine zis religioase, în fine, legile religioase și legea umană. Sunt 3 lucruri cu care trebuie să vă confruntați ca să puteți să mergeți către destinul vostru. Ca și când ar fi 3 maestri, 3 subiecte intense pe care ar trebui să le despicați și să le analizați. Ca să vă găsiți acest destin, să vă regăsiți destinul, să vă găsiți vindecarea. Pe vertical aveți 4 de monede, justiția și cavalerul de monede. Sunteți voi într-un contract în care mergeți greu. Aproape stați pe loc, că și 4 de monede stă pe loc și cavalerul, după cum vedeți, calul aici e, nu se mișcă. În acest contract, cu fi căsătorie, cu fi la locul de muncă, cam stați pe loc. Pentru că manifestați frica, 5 și 4, pentru că manifestați prea mult tradițiile, frica cumva că veți pierde niște bani, da? 4 și cu 1, 5, interesant. 5 vă cheamă la schimbare. Dacă mai stați mult în această energie, nu evoluați. Vă doriți așa de mult echilibru încât ați ajuns să stagnați în această situație și pentru mine 4 de monede reprezintă și relațiile karmice, că o fi căsătorie, că o fi o prietenie, iar poate să varieze. În această relație în care ați căutat atât balanța, echilibru, avansați greu, avansați foarte greu. Oricum, ce este bine este că, sau cel puțin așa ar trebui, să începeți să comunicați despre cum să evoluați din acest 4. Pentru că 4 stă pe loc, da? Ete, e dreptunghi. Da? Stă, nu se mișcă. Sper că în ultima vreme să fi început să comunicați și să căutați 4 și cu 1, 5 soluții creative ca să mergeți mai departe. Dar, repet, în stilul ăsta, în care țineți de bani, țineți de acțiunile voastre, țineți prea mult de tradiții și de niște reguli, nu zic să le încălcați, dar fiți creativi și fiți deschiși. Prea mult mental și prea multe monezi. Prea multă rațiune în această situație. Da, e bine să fii precaut, construiești, poți să construiești multe, însă tocmai din cauza că sunteți atât de precauți, vine și trăsnetul ăsta, vine și dragostea, vine și asul și regele de cupe, într-un fel sau altul, pentru unii, pentru alții, vine ceva, cineva și vă scoate din această energie. În prezent aveți, ia uite, am zis că vă scoate, vine acest personaj pentru unii, nu musai semn de apă, un personaj emoțional cu care comunicați la suflet la suflet și nu doar. Aveți și pasiune, aveți și sexualitate, aveți și atracție unul față de celălalt, dar ce este mai important, există o legătură profundă
profundă, spirituală între voi doi. Aveți deja un contract spiritual cu acest personaj. Simțiți că ați mai fost într-o altă viață, că v-ați mai întâlnit. Legătură spirituală poate să fie și între membrii familiei. Poate ați fost frate, soră în altă familie, soțul, copilul, da? Simțiți această legătură. Și această legătură vine hotrong, tronc, brusc, că și cavalerul de bâte vine brusc, da? Vine brusc ca să vă cheme, să vă centrați pe ce este esențial în aceste vremuri, da? Da, se pune în discuție tradiția, legile divine, se pun în discuție. Pentru că este așa, e această atracție intensă între voi, sau cel puțin unul dintre voi o simte. Unul s-ar putea să o simță mai mult în fizic, în sexual, celălalt la nivel emoțional să o simtă. Dar Dumnezeu v-a adus împreună ca să se producă o schimbare în viața voastră, așa simt. Să vă revizuiți această latură. În viitor, regina de spade, împăratul și steaua. Trebuie să învățați ca să vă găsiți destinul, să vă vindecați de niște situații din trecut, de niște pierderi, dar ca să vă găsiți destinul, trebuie să reușiți să luptați cu o energie mentală. Ori cu rațiunea voastră să o țineți în control, ori cu altcineva care încearcă să vă domine într-un fel sau altul. Încercați să fiți voi în controlul vieții voastre și nu vă mai lăsați influențați mental de altcineva. Dacă vreți să vă găsiți vindecarea și destinul. Am zis că în viitor urmează 3 de băte și asul de băte. Puteți manifesta un nou început. Frumos, cu acest personaj care vine. Vine ca un trăsnet. Ce ar trebui să clarific aici? Să clarific. Ce este acest mare preot? Wow! Fantastic! Acest mare preot a fost clarificat de îndrăgostit și de regina de cupe. Și ați văzut mai devreme regele de cupe. Și avem și 6 de cupe. Am zis, este un personaj în prezent cu capacități spirituale deosebite care vă cheamă, vă ajută să vă redescoperiți, față de care aveți atracție, uite, atracția a apărut și prin îndrăgostiții, și comunicare emoțională, se confirmă ce am zis. Personajul ăsta vă vindecă și vă poate vindeca și prin sexualitate. Asta nu stau acum să clarific cum vă vindecă. Însă, sunt alte principii. Aveți aici foc și apă, aici aveți pământ și aer. Aici este o relație karmică care scârție, merge încet. Și aici vine trăsnetul, dragostea. Un personaj pe care vi-l aduce divinitatea. Și care vă ajută să explorați o altă lume. Sau vă pregătește pentru lumea care vine. Pentru era vărsătorului. De aia, țineți-vă bine.
Țineți-vă bine și nu vă mai lăsați controlați și manipulați mental de cei care au acest interes. Regina de spade. Regina de spade. Care e când regina de spade? Sunt curioasă. Regina de spade, 2 de spade. Interesant. E un blocaj? E un blocaj? Sau voi nu vă puteți decide între această regină de spade și calea voastră? Și controlul? Și destinul vostru? Faetonul. Ia uite, s-a oprit la faeton. Trebuie să mergeți înainte. Faetonul merge către stea, dragii mei. Trebuie să mergeți către destinul vostru. Nu stați pe loc. Vă blochează. Și nu zic de zodii. Zic de personajul care încearcă să se impună mental. Mai dăm o carte pentru 2 de spade. Ok, ia uite. 5 de cupe. Pentru unii este un personaj care a pierdut pe cineva drag. Am zis că ați putea să fiți chiar voi și vă blocați în trecut. Amândouă cărțile și 5 de cupe și regina de spade arată o văduvie. Acum, că nu e obligatoriu să fi fost căsătoriți. Cineva care a pierdut un om drag și a rămas ancorat în acel trecut. Blocați. Dacă vreți să vă regăsiți controlul și să mergeți către destinul vostru. Nu puteți să intrați în autoritate, nu puteți să exprimați energia voastră masculină, divină, masculină, divină. Nu vorbesc de masculină terestră, da? Divină. Nu puteți să vă controlați destinul decât în momentul în care vă eliberați de această pierdere sau de acest personaj care vă aduce lacrimi sau poate pentru unii să fie și un personaj care plânge pentru voi din cauza că nu comunicați. Ia uite, totuși o luptă pentru putere. Aici iar este un joc mental, niște lupte. Aici s-a oprit, da, la 5 de cupe. Cineva care încearcă să se impună. Și repet, nu vorbesc de zodii. Poate fi oricine. Poate fi oricine, da? Conflicte mentale, argumente, mesaje intense. Acasă. 10 de monede. Clarificăm și împăratul. Stai multe. Încă o carte pentru împărăția. Iar a revenit puterea, măi. Iar a revenit puterea. Am văzut iar. Încercați să vă abțineți prea mult, să vă controlați. Din cauza asta nu manifestați destinul vostru. Ia să vedem. Avem o carte pentru împărat. Ah, vă păcăliți pe voi sau cineva vă păcălește. Cine încearcă, repede, să vă impună ceva, vă păcălește. Dacă voi credeți că îi controlați pe el, pe ei iar vă păcăliți. Mergeți mai degrabă, fugiți către destinul vostru, găsiți strategia necesară ca să mergeți către destinul vostru. 7 de spade, ia uite. Destul de complicat. O să mai vedem și la celelalte etalări, la cele colective, adică cele de grup, când vă alegeți. Din seria cărților intime a venit iar împăratul, vă abțineți. Vă abțineți de la foarte multe, inclusiv unii foarte posibili de la sex. Unii, da, unii, nu toți. Vreți să fiți în control. Vreți să controlați acțiunile, inclusiv în pat sau cineva vă controlează, dar mai degrabă voi, mai ales dacă sunteți bărbați. 4 în casă. Atâta vă abțineți și în spate aveți nevoie totuși de emoții, aveți de nevoie de cineva, repet, care vă descoperă latura cealaltă, aceea frumoasă. Și apare iar alt cavaler, cavalerul de spade, care vine iute ca vântul și ca biciu. Și așa apare trăsnetul ăla, dragostea vine ca un trăsnet în viața voastră. Iar este cineva cu marcaj. Iar cineva încearcă să vă domine. Nu știu pentru cine, dar se vede clar că cineva încearcă să vă domine. Cu cavalerul de spade, da?
Vă biciuie mental, verbal cineva. La capătul setului de cărți aveți o mare potențial, o mare fericire și totuși este respinsă. 8 de cupe. 10 de cupe este respins prin 8 de cupe. Și acum stați și vă gândiți. Pentru că cineva respins cu care aveți acest potențial emoțional de care am zis, simte că nu v-ați rezolvat niște probleme. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Pentru cine vorbesc nu știu, dar ia uite. 8 de spade, vă abțineți iar, vă abțineți într-o relație. Probabil pentru că apare și un triunghi amoros și vă este teamă de dezamăgiri. Vă este teamă unii să vă duceți în afară căsătoriei unii, nu toată lumea, evident. Este o legătură profundă. Dar dacă ați fost dezamăgiți în trecut, renașteți. Renașteți. Nu vă mai abțineți. În fine. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Uite, faetonul. Mergeți înainte cu determinare. Asul de cupe, am zis, o nouă dragoste, iar apare 2 de spade, alegeți 2 de spade, 9 de spade, vă faceți griji, vă faceți griji, mă iubește, nu mă iubește, ar fi trebuit să pună Margareta aici, mă iubește, nu mă iubește, o să-i placă, nu o să-i placă, aia, vă faceți griji în loc să manifestați dragostea și pentru că vă faceți griji, vă și abțineți, vă rețineți, vă controlați, aici este. Cineva vă tentează la maximum. Și stați și vă gândiți. E cumva o magie. Mi-a făcut farmece de mă gândesc tot timpul la el sau la ea. Nu v-a făcut nimeni nimic. Lăsați-mă cu poveștile astea. Că nu sta toată lumea să facă așa ceva. Nu, pur și simplu a venit dragostea în viața voastră ca să vă pună să alegeți. Ce alegeți? Banii, relațiile karmice sau dragostea adevărată, iau te îndrăgostiții, sau legătura aceea spirituală, da, în care se deschide, iar este steaua, da? Iar este steaua. Vă pune Dumnezeu stele în priviri și în păr. Vă încununează cu lumină. Și trebuie să alegeți. Dar nu prea știți. Nu prea știți. Aici e problema unora. Nu prea știți să-i abordați. Pe acest personaj care vine ca din cer. Te aștept ca din cer. Pe care i-ați și așteptat. Interesant. Așa cred că o să și zic. Te aștept ca din cer. Nu mai știu versurile. Loredana Groza. Groaza nu e. E drăguță o tipă. Chiar cântă bine. Deci, personajul acesta va... pe care l-ați așteptat ca din cer, da? A venit. Într-o formă sau alta. Sau urmează să vină. Și trebuie să alegeți. Grijile, stresul, reținerea sau pur și simplu conexiunea emoțională. Eventual, mai trebuie să alegeți între un semn de... Nu mai zic semne că iar vă supărați. Între această dragoste profund emoțională, nu doar fizică, și o altă relație în care n-aveți satisfacții. Această relație karmică, care aproape că stă, în care cineva vă domină, cum am zis mai devreme, și voi încerca să dominați și tot așa un joc de putere. Alegeți, dragii mei, pentru că e vorba de alegeri, alegeți dragoste, alegeți sufletul, alegeți să simțiți și să comunicați cu sufletul. A capătul setului de cărți, iar 7 de bâte. Încercați să cuceriți, îndrăzniți să cuceriți. Cred că unii nici nu mai știți. Ia uite. Iar alegeri. Între foc și, sau între pasiune și mental. Lupte pentru putere. În urmă, pentru cine o fi vorbit, o să aflu, îmi transmiteți voi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că țin cu voi. Pa, pa!